Senatorul PNL, Răducu George Filipescu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că în cursul acestei săptămâni urmează să fie instalat noul prefect. Astfel, pe funcția de prefect va fi numit fostul șef al Inspectoratului de Jandarmi Călăraș, generalul în rezervă Marian Stoica, iar subprefect va fi numit Nicolae Dumitru, actual inspector șef adjunct la ITM Călăraș. De asemenea, în cadrul întâlnirii, senatorul Filipescu a precizat persoanele propuse pentru posturile de secretar și subsecretar de stat. Marian Stoica își va lua în primire postul. Cred că și Nicu Dumitru în aceeași zi. Deci vom avea prefect nou, subprefect nou și, în fine, actualul prefect poate și el să odihnească după atâția ani grei de prefectură. Deocamdată, aceste două personaje vor intra în activitatea prefecturii și să sperăm că vor fi suficient de pregătiți și de abili ca prefectura să schimbe cumva comportamentul. Mai departe, ce înseamnă deconcentrate și așa mai departe, și toate celelalte poziții sociale care vor urma, le vom discuta probabil săptămâna cealaltă sau mai sigur după sărbătorile de iarnă. Noutăți de ultim moment nu am, că nu sunt făcute deocamdată niciun fel de propuneri, decât cele pe care le știți. Secretarii de stat, subsecretarii de stat și secretarii de stat pe care am nominalizat vor urma ca în perioada următoare, 2-3 săptămâni, poate până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, cei care vor fi numiți să se așeze în pozițiile respective. Câți ați nominalizat de la Călăraș pentru funcțiile astea? De la Călăraș am nominalizat 5. Ne puteți spune și numele? Sigur că da. Alina Jipa pentru cultură, Dragoș Coman pentru Ministerul Dezvoltării, pentru păduri la Ministerul Mediului pe Alexandru Vasile, pe doamna Ghiveciu la Casa de Asigurări de Sănătate ca vicepreședinte și cât sunt? Mai am unul? Mai am vreunul? Da, mai am. Mai trebuie unul. Care l-am sărit? L-am sărit vreunul, nu mai știu care. Și Vasile Iliuță la Casa de Pensii, da? Cred că am sărit unul. Care mai este? Mai e vreunul care l-am sărit? Știți cumva? 4, în fine, mi-aduc aminte pe parcurs, dacă v-am spus numai 4. Așteptăm acum ca premierul să decidă împreună cu echipa pe care o are lângă dumnealui care sunt persoanele care vor ocupa aceste posturi. Probabil că vom obține undeva, nu vom obține în altă parte, vom avea secretar de stat, subsecretar de stat, rămâne de văzut. E o ofertă foarte generoasă din partea tuturor organizațiilor județene vis-a-vis de aceste posturi. Nu mă aștept la niște lucruri excepționale, pentru că nici locul pe care am ieșit noi nu este prea onorabil. Și, așa cum v-am spus, în consecință, unii vor reuși să ocupe aceste poziții, alții nu. Dar, de acolo încolo, mai există și alte posturi, neapărat de secretar și subsecretar de stat. Astea 5 propuneri sunt propunerile dumneavoastră sau au fost stabilite? Propunerile biroului permanent județean. Da. Bine, promisiunea pe care a făcut-o primul ministru a fost de 3-4, considerând că vicepreședintele la Casa de Asigurări de Sănătate nu e un post de secretar de stat, este... și mai e Alin Drăgulin, mi-am adus aminte, vicepreședinte la ANRSC. Iar vicepreședintele la ANRSC înseamnă subsecretar de stat, ca și postul lui Camelia Ghiveciu, care va fi la Casa de Asigurări de Sănătate ca vicepreședinte, tot subsecretar de stat. Nu se asimilează. Președintele se asimilează cu secretar de stat. Deci i-am spus pe toți 5. Toți 5. Aștept întrebări de la dumneavoastră. Pe plan local, schimbări? Pe plan local încă n-am discutat, pentru că abia după ce vor fi numiți secretarii, subsecretarii de stat, directorii generali din ministere, abia după aceea vom intra și în zona județeană. Da, acolo avem și acolo posibilitatea să propunem niște oameni capabili care să nu ne creeze probleme. Ce comportament ar trebui schimbat la prefectură? A spus că odată cu venirea
Deci prefectura trebuie să fie și un factor extrem de activ, nu un factor pasiv. Că pasivitatea se vede până și în faptul că n-a fost în stare să pună trei geamuri la clădire. Da? În 7 ani. Deci mie mi se pare asta să-mi fie iertat mai mult decât pasivitate. S-ar îndrepta către o altă zonă. Da? Asta așa ca o acoladă. Iar prefectura trebuie să fie un element activ și toate subordonatele din cadrul care sunt ori coordonate de prefectura trebuie să fie mult mai active. Poate ne transmiteți și dumneavoastră, domnul viitor prefect, pot să-i transmitem și noi când o să avem ocazia, că acele conferințe săptămânale care se organizau odată nu sunt un moft. Ca să aduci și directorii de deconcentrate să își mai prezinte din activitate când sunt evenimente, când sunt situații, a fost festa, a fost, eu știu ce s-a mai întâmplat prin orașul ăsta, și comunicarea asta, că până la urmă și cetățenii din orașul ăsta sau din județ au nevoie să afle direct de la sursă ce se întâmplă. Nu ne închidem acolo, începem la prefectură și raportăm direct premierului și atât. Mai comunicăm și cu Eu nu știu activitatea prefecturii, n-am mai fost conectat la activitatea lor, dar prefectura nu, vrei să spui că nu a mai făcut conferința de presă? Nu a mai comunicare de niciun fel. A, niciun fel de comunicare. Niciun fel, zero.